Consultant strategie la Network și de Network, scuze, și fondator OpenAI Search. Modele și valori cu care rezonează adolescenții în ziua de azi. Practic, Adina vine exact cu o completare a acestui studiu, dar de fapt se referă doar la tineri. Este să
și noi sistemul de valori. Dar cel mai mult am simțit că vine din partea generațiilor anterioare, părinților, care încă sunt niște modele pentru ei. Și practic asta înseamnă o potențiune din partea lor, frustrare și o scădere a stimei de sine. Acum ce fac tinerii? Acum e o parte bună. Pe tinerii sunt tineri și au putere, da? Au putere să nu facă chiar tot ce... să nu creadă chiar în tot ce spun și tot ce sunt bombardați, deși o moșterie parte de acolo. Aleg într-adevăr să-și trăiască viața, da? Aleg... Ok, nu o să există foarte mult timp. Am văzut despre stilul de viață al tinerilor. Există niște, poate, niște metode mai extreme de a-și trăi viața, de acest carpe diem. Apropo de consum de droguri, de poate chiar consum extrem de alcool. Aleg să experimenteze. Există un segment acolo de lideri care pot să facă mai mult, sunt interesați să facă voluntariat, să iasă, să cunoască. Un segment mic, ce-i drept. Ce mi s-a părut interesant în studiul cantitativ pe care l-am făcut este că ei au foarte clar, aici este vorba numai despre studenți, deci am ales din segmentul ăsta studenții pentru că ei sunt mai aproape de momentul de terminare a studiilor. E foarte interesant că ei știu ce vor face după ce vor termina. Marea majoritate vor să se angajeze. N-am întâlnit modelul pe care vezi foarte mult în vest, ok, după ce termin studiile, vreau un an de zile să călătoresc, să văd lumea, să îmi dau seama ce dau, ce cu adevărat. Nu, ei au o presiune foarte mare să devină independenți și asta înseamnă să aibă venituri. Și atunci, imediat după ce termin studiile, vor să se angajeze. Avem un 9% care vor să continue studiile și să nu se atașeze. Și mai avem care sunt indecis sau vor să facă direct o familie și nu știu foarte bine despre job ce vor să facă. Iarăși, ce am mai găsit interesant, apropo de unde vor să lucreze, din cei care vor să se angajeze, 62% sunt hotărâți să rămână în România. Ceea ce este raportat la starea de pesimism și cum vedem noi România, este o cifră, mi se pare, foarte bună. Există un procent de 25% care sunt pe vor să meargă în altă țară, să lucreze în altă țară. Ce e trist aici este că nu se duc ca să învețe, ca să se dezvolte, să facă o experiență. Foarte mai mult la nivel declarativ, scopul e să plece din țara asta de la altă. Cam asta este discursul. Ok. Mergând mai departe, ce pot să facă pe termen lung? Și aici este destul de clar și e interesant că au abordat un rol mai degrabă tradițional. Deci pe băieți, dacă îi ce vor să facă pe termen lung, startup-ul lor este un lucru destul de clasic, da? Vor familie, servici, vor să fie ca cu familie, principal aducător de femei. Ce este interesant este la fete. La fete, modelul mass media este modelul de supernumăr. Da? Ele vor și familie și să se ocupe de copii, dar vor și carieră să fie și aducător de venit. Da? De ce? Principal vor familie și stabilitate financiară. Acum, ce ne-am uitat în studiul cantitativ? Ne-am uitat la model, la cine se uită ei. Exista așa o... se vorbea foarte mult că tinerii de astăzi sunt mai un model. E bine, am găsit modele. Și am împărțit așa, modele masculine și modele feminine și am văzut diferențe între copii de liceu și studenți. Interesant e că primul model masculin este tata. Este explicabil, având în vedere tipul nostru de societate în care familia contează foarte mult. Din păcate, nu știu dacă îi ajută foarte mult asta pe tine. Alte tipuri de modele, da? Modele promovate de mass media. Când ne uităm la cifre și ne uităm la modele, nu am acoperit absolut toate personalitățile, tot ce e în România. Ce ne interesa cel mai mult este la ce se uită la modelele respective. Se uită la, de exemplu, este un model de succes mass media, da? Și un model de, e foarte interesant,
model e un model internațional la un succes financiar. Deci, un succes financiar, aspirat cu... Ok, în zona asta de mass media, show business, da? Animalele, toate banii, mai Mircea Valea, da? Modele simpatice, populare, da? Care au făcut ceva, care înseamnă ceva pentru plus. Johnny Depp, care este vorba de și atractivitate și succes și talent, da? Și notorietate. Mai există un set de modele care au făcut ceva semnificativ. Da? Și povestea lor este interesantă pentru tine. Da? I-au făcut performanță, i-au făcut un business, i-au schimbat ceva. Asta se întâmplă la elevii de liceu. Ceea ce, ce e interesant, nu încă sunt modele românești. Deci sunt mulți români aici. Ceea ce acum este francez. La studenți, modelele care am pus persoane, personalități care depășesc de celălalt sută. La studenți, sunt mai puțini din zona showbiz, au apărut profesori ca modele. Și sunt foarte mulți din zona de business, de succes financiar, de oameni care știu foarte bine ce vor, cu ambiție, cu perseverență, care au creat ceva. Deci, ca principiu, trăsături comune și explicațiile pe care le-au dat publicurile alegerea modelelor, dar contează foarte mult zona de, zona, să zicem, agresivă, dar hotărâre, duritate. Deci, cei care au făcut ceva, au făcut performanță, da? Sau cei care au depășit condiția și au realizat un succes în ceva, în general succes financiar. Dar, apropo de zona de showbiz, aprecia și stilul, eleganță, rafinament și, bineînțeles, aspectul fizic. Dacă ne uităm la modele feminine, putere și succes, da? Dacă ne uităm la modele feminine, modelele feminine au fost mai puține decât cele masculine. În primul rând avem modelul mamă. Avem modelul mai de-a femeie. Deci sub 10%, am fost și sub 10% pentru că erau mult prea puține. Ce vedem aici? Vedem acel superwoman de care spuneam, model de succes, deci care le-a făcut pe toate. Da, a făcut și cariera, a făcut și o familie, eventual copii, foarte luptătoare, ambițioasă, dar în același timp are timp și pentru ea, se preocupă de aspectul fizic. Deci exact modelul superwoman. Iar la studenți apar mai puțin modelele superwoman, apare Nadia Comăneci și interesant, mai ca Tereza. Și aici e foarte mult apreciată pentru zona de implicare, de calitate. Și aici am văzut niște trăsături de superwoman, o ambiție, o dorință de a face. Deci am niște trăsături comune. Ok. Deci despre ce vorbim? Vorbim de succes, independență financiară, carieră și familie. Cum spuneam, are timp de toate aspectele vieții, are timp și pentru ea, dar arată și bine. Și într-un final, curaj foarte mare, spargerea tabului, taburilor și nu în ultimul rând, dar altruism și implicare în cauze sociale. Deci astea sunt niște modele noi. Și dacă ar fi să luăm idealul feminin, apare ceva nou. Deci avem o feminitate clasică. Da? Maternitate, sexualitate, căsături ancestrale, să zic așa, dar apar și noi trăsături de masculinitate. Deci ambiție, succes, dorința de a, de a crește sunt mai degrabă caracteristici masculine. Ca și concluzii,
presiune foarte mare în care sunt tinerii acum. Da? Au presiunea de a face foarte mult într-un climat care îl consideră nefavorabil. Ce am mai văzut noi, am văzut că avem, au modele, deci practic brandurile pot să folosească aceste modele pentru a se apropia de tineri și e important că sunt modele românești. Deci iarăși e interesant acest model masculin care a apărut, da? Deci avem foarte multe modele masculine, chiar și modelele feminine au foarte multe trăsături masculine. Asta e normal într-o perioadă în care vrem să depășim, într-o perioadă în care e nevoie de progres, da? Și în care e nevoie să lupți mai mult decât normal. Iarăși e interesant că părinții ne prezintă un model și asta trebuie interpretat în două sensuri, da? E bine pentru că e vorba de cele valori tradiționale, dar în același timp trebuie foarte mare atenție la ce spun părinți, ce valori sunt preluate de la părinți. Și are și o noutate că există profesori care reprezintă un model. Da? Deși baza este una de neîncredere în învățământ, există, mai ales în mediul universitar, există profesori pentru care sunt studenți care sunt special la cursurile lor, ca să-i vadă pe ei. Sunt profesori la care se merge și din afara listei de studenți. Și acum, ce ar putea să facă brandurile? Am pus câteva idei, pot fi mai multe. Brandurile ar putea să iasă puțin din standardul pe care îl folosesc acum, acel de promovare a perfecțiunii, dacă nu mai nu ești ok. Și de a se apropia mai mult de această tensiune, această fragilitate a adolescenților și de a-i susține în această imperfecțiune a lor. Și mi s-a părut foarte fain exemplu cu Puma, da? Care când l-am văzut, ar să-i la asta răspunde. Da? Deci nu presiune să facă performanță tot timpul, ci îl promovesc așa cum e el, imperfect, dar mulțumit de sine. De asemenea, ce e important pentru stimularea și motivarea tinerilor? Da? Să nu prezinți modelul în finalitatea lui. Da, ia uite, om de succes, uite cum arată, așa trebuie să fii și tu. Și să prezinți povestea din spate. Să vezi drumul pe care l-a avut persoana, modelul respectiv pentru a ajunge de jos, pentru a urca. Asta este, de fapt, inspirația și ajutorul pe care poți să dai tinerilor. Și în ultimul rând, e clar că nu o să plece toți tinerii din România, da? Sper să rămână aici, o parte vor rămâne aici, e clar. Dar important este starea de spirit cu care pornesc. Dacă toți le vor spune, băie, nasol, ești un loser care a rămas în țară, nu ajută nimănui. Și atunci ei au nevoie. Deci au nevoie ceva care să contrabalanceze acest discurs al părinților. Sau al celor din jur, celor din generațiile mai în vârstă. Aici nu se poate, aici nu ai nicio șansă. Tocmai să le spună și să le arate acele dovezi că se poate. Da? Că și în România se poate. Și sunt exemple de, dacă stai să cauți, se poate și în România se pot face lucruri. Și aceste exemple pot fi folosite pentru în comunicare. Mulțumim foarte mult, Andina! Dragii mei, așa cum ne știți, noi ne regrupăm.